Râul Congo este cunoscut drept cel mai periculos din lume. Acest fluviu cu adâncimi de până la 220 de metri este și al doilea ca lungime din Africa, depășit doar de Nil cu o lungime de aproximativ 4700 de kilometri. Această vastă întindere de apă oferă hrană, apă, medicamente și transport pentru aproximativ 75 de milioane de oameni din bazinul din jur, conform Atlasului Mondial al Pădurilor al Universității Yale. Râul Congo a fost supranumit periculos din mai multe motive. În primul rând, acolo se regăsesc porțile iadului, o porțiune de râu care se întinde pe 120 de kilometri, traversând un canion din care este aproape imposibil să scapi din cauza viiturilor puternice. În plus, o fâșie de râu cunoscută sub numele de Abatorul îi crește și mai mult pericolul. În trecut, această zonă a fost un epicentru al activității canibale, iar astăzi este o zonă cu o rată ridicată a criminalității. Râul Congo și afluenții săi șerpuiesc prin grădina tropicală, care este a doua cea mai mare pădure tropicală din lume. În plus, Congo este al doilea râu ca mărime din lume după Amazon, cu un debit de aproximativ 41.300 de metri cub pe secundă și este cel mai adânc din lume, cu zone care ajung la 230 de metri.